Adventiștii Treziunea Șaptea consideră că ei au un sunet clar de trâmbiță atunci când vorbesc despre decretul duminical, în mijlocul confuziei pe care o numesc Babilon. Însă confuzia adventistă cu privire la decretul duminical face ca termenul Babilon să fie un eufemism. Vreau să dau două exemple, 1888 și 2006, să comparăm două intervenții adventiste în relație cu același subiect legat de decretul duminical și să vedem cât de mare este confuzia noastră. Deci în 1888, când senatorul Blair propune un amendament la Constituție pentru a face din duminică zi națională în Statele Unite, A.T. Jones merge în Senat ca delegat al adventiștilor pentru a se opune legii duminicale. Argumentul lui Jones este foarte clar. Într-adevăr, nu sunt necar de trâmbiță. America nu este un legământ între Dumnezeu și o națiune. Jones îl citează pe Adams, deși în mod greșit a trebuit citatul Washington. America nu este în niciun caz un guvern bazat pe principiile religiei creștine. Jones arată că America ca contract social nu mandatează o legislație cu caracter religios. Și aici este principalul controversă cu Blair. Unde Jones câștigă victoria, nu insistă asupra faptului că America trebuie să întoarcă la legea lui Dumnezeu, la Biblie, la păzirea sabatului, ci din potrivă, arătând că un legiuitor nu trebuie să aibă treabă nici cu adevărata zi de odihnă, nici cu religia, nici cu Biblia, ci numai cu acele interese sociale care sunt definite prin contractul social între cetățeni. El merge până acolo încât spune că pentru adventiștii de ziua șaptea, un decret care să impună păzirea sabatului este la fel de rău ca un decret care să impună păzirea duminicii, pentru că este un atentat la libertatea de conștiință. Jones gândește așa cum au gândit fondatorii Republicii și Constituției Americane. Aceștia s-au uitat la lumea veche și au văzut că principalul factor de restrângere a libertăților a fost Biserica și Statul Unit. Biserica și regele. Însă America este o țară fără rege și fără o biserică națională. America nu are rege și papă. Însă America are un alt pericol pe care l-au văzut ei. Și acest pericol este tirania mulțimii. Tirania mulțimii religioase. Părinții fondatori ai Americii și-au dat seama că entuziasmul religios al mulțimii, manipulat de politicieni oportuniști, poate să ducă la o tiranie religioasă mai puternică decât tirania regelui și bisericii lumea veche. Și din cauza asta ei au așezat în Constituție legi și prevederi și au creat mecanisme de check and balance care să împiedice mulțimea, gloata irațională, gloata condusă de emoții puternice, de superstiție, de prejudecăți, gloata manipulată de politicieni abili, să atenteze la libertățile individuale pe baza unor convingeri religioase. Jones, așa cum am spus, vede lucrurile așa cum au văzut fondatorii Republicii Americane. Și, în general, de-a lungul timpului, adventiștii de ziua șapte au văzut în posibilitatea unui decret duminical victoria unei tiranii a mulțimii, a unei religii de gloată, împotriva conștiinței luminate a individului. A păzi sabatul însemna pentru adventiștii de acum 100 de ani, poate și de acum 50 sau 60 de ani, însemna o anumită independență individuală față de religia populară și, în mod clar, adventiștii erau pentru separarea bisericii de stat și pentru destabilizarea religiei în spațiu public. Pentru ideea că guvernul nu este mandatat nici să implementeze legi religioase și nici să dea legi religioase. Guvernul trebuie să stea afară de parte de religie și religia trebuie să stea de parte de stat. Acum iau cartea, o altă carte, scrisă de Dennis Shelton în anul 2006. Se numește Cele 10 porunci de două ori înlăturate. În 2006, un judecător republican din Alabama numit Roy Moore a așezat la Curtea Supremă un monument de o tonă al celor 10 porunci. ACLU a intentat un proces și Curtea Supremă a decis
că așezarea unui simbol religios într-o clădire a guvernului este împotriva Constituției. Așadar, cele 10 porunci au fost date la o parte. Imediat s-a strânit acea reacție a mulțimii, a gloatei, despre care spunea Lăpușneanu, proști dar mulți, da? Și de care se temeau părinții fondatori. Ca să fie așezate cele 10 porunci în toate tribunale, să fie așezate în școli, să fie reintrodusă rugăciunea în școală, citirea celor 10 porunci în școală, simbolul religios în spațiu public și așa mai departe. Danny Shelton are mult în comun cu senatorul, cu judecătorul pe atunci, Roy Moore. Printre altele, la amândoi le plac fetele mult mai tinere decât ei. Dar asta nu este ceva foarte rar la demagogi religioși sau politicieni conservatori. Și ca atare, atunci când a avut loc demonstrația în favoarea lui Roy Moore și a celor 10 porunci la Atlanta, mi-aduc aminte că a venit din Atlanta, s-au dus în downtown să împarte această carte, cele 10 porunci de două înlăturate. M-am bucurat, am crezut că, bineînțeles că Danny Shelton fiind adventist, am crezut că gândește ca mine, fiind destul de naiv aici, anume că Shelton va arăta că este împotriva Constituției Americane, să ai simboluri religioase în tribunale și că statul și biserica trebuie să fie separate și că protestantismul, prin natura lui, este legat de separarea bisericii de stat. Însă, și altul spune altceva în cartea asta și citesc. Ce agendă urmăm cu rugăciunea interzisă în școlile publice? Permit să-l corectez puțin pe Danny Shelton aici, da? Rugăciunea nu este interzisă în școlile publice. Rugăciunea publică, adică mandatată de guvern, pentru că școala publică e școala guvernului, da? Deci, dacă rugăciunea este mandatată de școală, dacă școala conduce rugăciunea, înseamnă că guvernul te pune să te rogi, ceea ce este împotriva Constituției, cu scenele de Crăciun scoase de pe proprietatea publică. Cu siguranță, în măsura în care Crăciunul este o sărbătoare seculară, nu e nicio problemă cu scene de Crăciun pe proprietatea publică. Însă, atâta vreme cât Crăciunul reprezintă în același timp o sărbare religioasă, este sărbarea nașterii Domnului, fiindcă aici este de fapt mărul discordiei, oamenii vor o sărbare religioasă, cu siguranță că nu își are locul pe proprietatea publică. Deci ca să fiu mai clar, dacă cei care fac mare caz de război împotriva Crăciunului s-ar referi la Crăciun ca la o sărbare seculară, n-ar fi nicio problemă. Dar ei se referă deja la ea ca la o sărbare creștină religioasă. Atunci, îmi pare rău, nu și are locul pe proprietatea publică. Guvernul american, îl citesc pe Adams, nu este niciun caz bazat pe religia creștină. Punct. Mergem mai departe. Și cele 10 porunci scoase cu sila din instituțiile de guvern, mă întreb. Cele 10 porunci nu au fost scoase cu sila din instituțiile de guvern, cele 10 porunci au fost băgate cu sila în instituții guvernamentale și judecătorii care supraveghează constituționalitatea deciziilor guvernului și a hotărârilor judecătorilor sau legilor, au decis că este neconstituțional. Spune mai departe, Shelton este o agendă secretă ca să fie scos Dumnezeu din guvernul nostru, da? Nu, este o agendă secretă ca să fie băgat Dumnezeu în guvern. Și ce este rău cu asta? Este foarte rău, da? Pentru că guvernul nu trebuie să fie instrumentul lui Dumnezeu și Dumnezeu nu trebuie să fie instrumentul guvernului. Guvernul trebuie să vorbească în numele lui Dumnezeu. Este, de fapt, o agendă secretă ca Dumnezeu să fie băgat în guvern și Dumnezeu nu și-are loc în guvern. Mai departe, vorbește despre Roy Moore, pe care îl apără, bineînțeles, pentru că, așa cum am spus, are câteva lucruri în comune cu el. De exemplu, în școlile noastre, acum se învață teoria evoluției ca adevăr absolut. Bun, nici o teorie științifică nu se învață ca adevăr absolut. Teoria evoluției se învață ca singura teorie științifică cu privire la istoria vieții pe Pământ și cu privire la natura fenomenelor biologice. Acesta este un fapt și este știință. După aceea, disprețul pentru poruncile lui Dumnezeu este la fel de flagrant ca în zilele lui Lot, mai ales în industria de entertainment, și soluția ar fi aici cele 10 porunci. Am trăit într-o țară comunistă care avea o problemă, avea cenzură. Și cenzura foarte rea. Dar măcar nu avea vulgaritatea entertainmentului american. De ce?
Nu pentru că avea cele 10 porunci. Industria de entertainment este vulgară și este hedonistă din cauza că este subordonată profitului. În atunci cele 10 porunci din școle publice a dus la consecințe îngrijorătoare pentru creștini. Deci dacă pe cele 10 porunci în școlile publice, totul o să fie bine și elevii nu o să mai puște între ei și nu o să mai facă alte lucruri rele. Cred că nu este greu să observați că Danny Shelton și A.T. Jones sunt diametral opuși. Danny Shelton susține religia gloatei, susține politicieni oportuniști populiști. Danny Shelton susține o teocrație în Statele Unite. Numai că el împinge acest argument un pas mai departe și spune, acum e bine că vrem să băgăm cele 10 porunci în tribunale, că e bine să le băgăm în școli, dar nu uitați că totuși ziua șaptea este sâmbăta și porunca patra spune să păzim sâmbăta, nu să păzim duminica. Exact opusul la ceea ce spunea Jones. Și această idee este cea pe care o aud pe internet atunci când se discute școală de sabat și o citesc în lecțiunea noastră. Anume, dacă înaintașii noștri vedeau în încercarea de a legifera religia și moralitatea drumul spre decretul duminical, acum, din potrivă, îl văd în lipsa unei legislații religioase și de impunerea moralității prin brațul guvernului. Adică faptul că sunt acceptate căsătorii gay sau că religii necreștine au drepturi egale cu religiile creștine, este considerat un proces care încetul cu încetul dărâmă legea lui Dumnezeu, până nu mai rămâne nimic din ea. Și din cauza aceasta se va ajunge la un decret duminical, pentru că oamenii nu au respect față de legea lui Dumnezeu. Când, de fapt, ideea implementării legislative a celor 10 porunci este cea care ar duce în mod logic la un decret duminical, așa cum se temeau înaintașii noștri. Atunci, care este adevărul? Nu vreau să arăt altceva decât că aici este o confuzie. O confuzie atât de puternică încât noi nici nu o vedem. Întrebarea mea este, care e adevăratul adventism? Este adevăratul adventismului Jones sau este adevăratul adventismului Danny Shelton și acel alt predicator pe care au pe internet sau a școlii de sabat? Dacă Jones este adventist, ce de acum sunt niște impostori? Dacă ei sunt adventiști, îmi cer scuze, nu trebuie un asemenea adventism și Jones este impostorul, adventismul adevărat este cel predicat de astăzi. Însă, ce mă îngrijorează este faptul că cei mai mulți adventiști nu văd această contradicție și nu văd deloc confuzie aici. Cei mai mulți adventiști sunt gata să susțină o teocrație în Statele Unite sau în alte părți ale lumii, vor să existe legi care să interzică predarea evoluției în școli sau să interzică căsătorile homosexualilor sau să așeze în afara legii anumite religii creștine sau măcar să le acorde privilegii mai puține în spațiu public, vor să vadă simboluri religioase în spațiu public, vor ca guvernul să promoveze creștinismul și în același timp nu vor să vină un decret duminical și nu-și dau seama că cele două nu merg împreună. E ori una, ori cealaltă. E bine, hai să mergem acum la lecțiunea noastră unde vedem aceeași confuzie. Vorbim despre Babilon și Armagedon și mai întâi aș vrea să încep prin a afirma că este imposibil, în ultima instanță, să ai un răspuns definitiv cu privire la natura simbolurilor apocaliptice. De ce? Din cauza naturilor, da? Din cauza că sunt simboluri. Și dacă simbolurile acestea nu sunt explicate clar în Cartea Apocalipsei, trebuie să le interpretezi. Și cum le interpretăm? Prin instinct. Noi suntem oamenii timpului și locului în care trăim. Așa că ori de câte ori găsim un simbol în Apocalipsa, îl interpretăm prin lumina acelor evenimente sau lucruri care sunt nou mai familiare, adică evenimentele din timpul și locul în care trăim noi. Ceea ce auzim la news, ce auzim la televizor, ce citim în ziar, aceasta imediat este asociat cu plinirea Apocalipsei. Dar asta a făcut oamenii 2000 de ani încoace. Și între timp s-au întâmplat multe lucruri, s-au pus multe schimbări. De fiecare dată le s-a vrut că Apocalipsa se împlinește exact în timpul lor. Și au făcut predicții că nu s-au împlinit. Singurul teren sigur pe care putem avea sub picioare este acela de a interpreta simbolurile apocaliptice în contextul timpului în care au fost scrise. Și după aceea, dacă vrem, putem face aplicații mai departe. Dar cert este că
singurul teren solid este contextul istoric. Așadar, vreau să încerc să mai întâi să vorbesc despre Apocalipsa 17 în contextul istoric. Și o să încep cu o întrebare retorică. Care a fost principalul factor în persecuția creștinilor în primul secol? Vei spune Roma. Nu. Citiți istoria Faptelor Apostolilor, citiți Evanghelia după Ioan și veți vedea că principalul persecutor al creștinilor în primul secol nu au fost romanii, ci iudei. Și limbajul în care Evangheliile sau apostolii vorbesc despre Ierusalim ca centru al religiei iudaice este împrumutat din profețiile Vechiului Testament. Ierusalim este desfrânata, care comite adulteri cu împărații pământului, care se îmbată de spurcăciuni, care ucide pe proroși cu pietre, este cetatea în care a fost răstignit Iisus, deci este cu siguranță cetatea din Apocalipsa capitolul 11, acolo e templu, e cetatea care va fi călcată în picioare de neamuri, până la să va întâlni timpul neamurilor, aceea nu e nici caz Parisul, este Ierusalimul. Și așa cum am spus, dacă citim istoria Faptelor Apostolilor, observăm că cei care inițiază persecuția sunt iudei. Și de multe ori magistrații romani au o atitudine foarte rațională. Merge până la punctul în care Pavel cere să nu fie judecat de poporul său la Ierusalim, ci să fie judecat de Cezar, adică de Nero. Pentru că avea mai multă încredere în Nero decât în propriul său popor. În timpul lui Nero, timpul persecuției lui Nero, care așa cum am văzut este 666-616, este fiara din Apocalipsa capitolul 13, sau dacă vezi capul rănit de moarte care se vindecă și înviază și hulește, cu siguranță că Nero a fost un hulitor nu în sensul că a vorbit de rău religia biblică, ci în sensul unui anumit cult al personalității, mă rog, specific dictatorilor. Și în timpul lui Nero, principala influență care am pus pe Nero la persecuție pentru creștinilor a fost iudei. E vorba, nu mă refer la poporul evreu ca atare, mă refer la preoțimea coruptă de la templu, mă refer la aristocrația irodiană, care era de fapt foarte elenizată și avea puternice relații cu Imperiul Roman. Această aristocrație iudaică, dinastiile irodiene, de tnarhi, apoi preoția coruptă de la templu, a saducheilor, toate acestea călăreau pe puterea romană și aveau o relație nelegitimă din punctul de vedere al profeților Vechiului Testament, dar și al creștinilor, aveau o relație nelegitimă cu Roma. Roma, Nero a fost primul persecutor al creștinilor, primul persecutor roman al creștinilor. Nu cunoaștem o persecuție sistematică împotriva creștinilor înainte de Nero. Și această persecuție a fost locală, a fost doar în Roma. După aceea, persecuția cea mai importantă în Asia a fost cea lui Domitian prin anul 95. A existat cu siguranță, mai ales în la persecuția lui Nero, mai multe hărțuiri și persecuții locale, dar nu au fost persecuții imperiale. Cert este însă că în anul 70, Vespasian, generalul lui Nero, după moartea lui Nero, distruge Ierusalimul. Și dacă Ierusalimul este desfrânata care călărește pe fiară, atunci mi se pare că aici apare perfect acea împlinire a profeției. De fapt, este mai degrabă o codificare a unui eveniment istoric. Anume că cele 10 coarne și cele 7 capete și fiara se vor întoarce împotriva femeii, o vor lăsa goală, o vor arde. Da? Este vorba despre arderea Ierusalimului. Însă, hai să vedem ce este cu cele 7 capete. Dacă primul împărat, ni se spune în Apocalipsa 17, pe cele 7 capete sunt 7 împărați. Și ni se spune că 5 au fost, unul este, altul va veni și va domni puțină vreme, și după aceea va veni fiara, care este al 8-lea împărat, din rândul celor 7. Și se va ridica din abis, adică din moarte, și va domni puțină vreme. Dar aceasta este, să zic, conflictul eschatologic între Roma și creștinii, zis, se văzut în timpul acestuia al 8-lea împărat, care de rândul celor 7. Dacă numărăm împărații romani de la Augustus la Nero, Nero este al 5-lea. După el vine Vespasian, cel care distruge Ierusalimul. Și Vespasian este deci al 6-lea. Va veni altul care va dura puțină vreme, ni se spune. Și nu se spune aici niciun nume, dar
După acesta și după Vespasian a venit Galba, dacă nu mă înșel, dar numele lui este minor aici. Important este faptul că, la fel ca în Matei 24, Marcu 13, Luca 21, creștinii așteptau sfârșitul lumii după distrugerea Ierusalimului. Distrugerea Ierusalimului a fusese loc, imediat după aceea a avut loc explozia vulcanului Vesuviu, deci pe care l-a considerat clar un semnal vremii. Deci ei așteptau căderea Romei. Această profeție a fiarei care se întoarce, care a fost și nu mai este și se va ridica din abiștoare, se va mirat pe fiară, care din rândul celor șapte, dar este în optelea, motul cel mai probabil, zic probabil pentru că n-am o certitudine în ultima instanță, n-am răspuns definitiv, este teoria întoarcerii lui Nero sau a învierii lui Nero, predicțiile cu privire la învierea lui Nero sau întoarcerea lui Nero, care a fost foarte populară în secolul 1. Și dacă Nero este fiara și, mă rog, decodarea numărului 616-666 pe baza geometriei, gematriei, ne arată că Nero este fiara, atunci această cap din cele șapte care este al optelea, care vine din abis și toată lumea se va mira și care este capul rănit de moarte care se vindecă, se referă la această idee a întoarcerii lui Nero. Vei spune, păi stai puțin, atunci Apocalipsa a greșit cu privire la viitor, că Nero nu s-a întors. Da și nu. Într-un anumit sens, Nero s-a întors, da? Să spun așa. S-a întors de mai multe ori. În alt sens, Apocalipsa nu este o predicție cu privire la viitor, așa cum înțelegem noi. Noi ne place să avem o certitudine cu privire la viitor în alb și negru. Și de aceea ne place să credem că știm ce va fi în viitor. Fiindcă mai bine să știi că vor fi niște lucruri rele în viitor decât să nu știi ce va fi, să nu știi la ce te aștepți. De o viață întreagă ne-am învățat să așteptăm decretul duminical, plăgile, fuga la munți. Suntem pregătiți pentru asta, am fost pregătiți de o viață întreagă. N-am nicio problemă cu ele. Mai mult ne sperie faptul că nu știm ce va fi în viitor. E bine, prietenii, vreau să vă spun că nu știm ce va fi în viitor. Și dacă simbolele apocalipse sunt unghiți, sunt unghiți spiritual. Nu sunt în niciun caz o hartă. Sau, să folosesc alt termen popular, nu sunt pietre kilometrice, ca să știm la ce pietre kilometrică ne aflăm. Nu există pietre kilometrice pe drumul spre viitor. Armagedon. Ce este Armagedon? Aici avem o altă confuzie. De ce? Pionerii noștri au considerat că Armagedonul va fi un eveniment militar. Și să vedeți de ce au considerat că va fi un eveniment militar. Din cauza că ei au fost foarte consecvenți în aplicarea hermeneuticii istoriciste a profeției. Și care sunt aceste criterii? În primul rând, este un criteriu acela că un anumit termen nu poate să fie simbolic într-o parte a Apocalipsei și literar în altă parte a Apocalipsei, sau mai precis o profeție. Nu poate să fie simbolică când vrei tu să fie simbolică și literală când vrei tu să fie literală. Deci, vorbim de cele șapte plăgi. Tradițional, adventiștii au interpretat cele șapte plăgi ca fiind literale. Până când ajung la problema secării Eufratului și Armagedonului. Acolo, dintr-o dată, totul devine alegoric și foarte, foarte simbolic. De fapt, interpretarea simbolului nu are nicio bază, așa cum o face. Întrebarea este dacă cele șapte plăci sunt literale, cum poate Armagedonul să fie simbolic, adică să nu fie un conflict militar, ci un conflict spiritual între bine și rău. Dacă Armagedonul este un conflict spiritual între bine și rău, de ce să nu fie și bubele sau prefacerea apelor în sânge sau noaptea care vine peste scaurile domniei al fiarei sau, mă rog, ce vezi dumneavoastră, că soarele încinge cu puterea lui sau mările se prefac în sânge sau izolarea plus se prefac în sânge. De ce să nu vezi și acestea simbolice? Mergem la cele șapte trâmbițe. Dacă în trâmbița a șasea dezleagă pe cei patru îngeri de la Eufrat, este profeția, e interpretată ca fiind nașterea Imperiului Otoman. Și când spune de cei patru îngeri de la Eufrat, în interpretarea adventistă a profeției înțelegem Imperiul Otoman. Mergem mai departe și Marea Luptă în context, același context ne spune că
Încheierea plăgii a trâmbiței a șase, mă scuzați, a avut loc la 1840, atunci când, ni se spune, Imperiul Otoman a căzut, nu că ar fi căzut atunci, bineînțeles, dar s-a împlinit, s-a încheiat trâmbița a șasea, odată cu sfârșitul puterii Imperiului Otoman. Bun, dar la capitolul 11. Uriah Smith interpretează împăratul de la miază noapte, din ultimele versete din capitolul 11, ca fiind puterea Imperiului Otoman. Și pe baza acestei interpretări, el spune că Turcia își va muta capitala Ierusalim. Își va așeza corturile între Marea cea Mare și Muntele Meu cel Slăvit și Sfânt. Și atunci a venit sfârșitul. Așadar, secarea Eufratului sau mutarea Turcii la Ierusalim este evenimentul politic care va deschide calea împăraților de la răsărit, și va genera evenimentul final numit Armageddon, când duhul de broaște, în loc spiritism, îi vor face pe împărații Pământului să vină la un război total. Astea sunt interpretări care au fost scris înainte ca să existe arme nucleare și să existe războiul modern. Și aș vrea să spun că în timpul primului război mondial, adventiștii așteptau ca sfârșitul războiului să ducă la izgonirea Turciei din Europa și Constantinopolul să fie luat de o putere europeană, creștină. Și atunci va urma Armageddon. Asta a fost interpretarea noastră timp de mai aproape 100 de ani. Deci am schimbat-o. Bun, am schimbat interpretarea. Însă, de caz o schimb, trebuie să explici de ce ai renunțat la interpretarea literală. Am renunțat pentru că Turcia nu a plecat din Europa, nu și-a mutat capitala la Ierusalim, pentru că ne-am dat seama că, de fapt, puterea Turciei după primul război mondial nu a scăzut, dimpotrivă, Turcia s-a reformat și a renunțat la califat, a devenit un stat secular și a devenit un stat militar foarte puternic. Una dintre cele mai puternice armate din lume este cea a Turciei, deci în niciun caz nu a secat. În sfârșit, între timp, în Orientul Mijlociu s-au întâmplat alte lucruri și am dat înapoi de la această interpretare a Armagedonului și am spus, este spiritual, pentru că dacă nu, probabil cădem în dispensaționalism și vorbim despre întoarcerea evreilor și picăm în alte lucruri. Însă, adevărul este că acest conflict spiritual al Armagedonului, care se văzut în ultima instanță, ca un conflict confesional între Biserica în mijlocul de ziua a șaptea și restul lumii, cu privire la păzirea sabatului, când vor veni să ne omoare și în timpul păzirea șaptea, vor veni toți să ne omoare și atunci vine Iisus, da? Deci noi știm foarte sigur scenariul viitorului. Mai întâi nu vom mai voie să vine să cumpărăm, după aceea va trebui să părăsim marile orașe, până va trebui să părăsim și micile localități, în sfârșit, în cel de urmă, vor veni după noi la munți, pe unde ne vom afla, și atunci Iisus va interveni. Este un scenariu care ne dă siguranță, pentru că îl cunoaște foarte bine și ce cunoști bine ți este familiar și nu te teme. Dar acest scenariu nu are nicio bază. Este o simplă superstiție cu care ne-am învățat. Adevărul este că nu știm ce va fi în viitor. Așadar, profeția poate să fie un ghid spiritual pentru orice va veni în viitor. Fiindcă adevărul este că atunci când oamenii au găsit încurajare în simbolele din Apocalipsa, nu le-au găsit pentru că s-au împlinit cu adevărat în timpul lor, ci mai degrabă pentru că s-au împlinit spiritual în timpul lor. S-a potrivit ceva la situația lor care i-a încurajat. Și aici este mare Apocalipsa. Putem să ne sprijinim pe Apocalipsa în viitor, dar dacă așteptăm ceva și suntem noi siguri că scrie în Apocalipsa, așa cum am făcut la 1844, suntem în fața unei a doua mari dezamăgiri, care deja lucrează între noi, deja ne dăm seama, cred că mulți dintre noi ne dăm seama, că ne-am rătăcit în ceață cu această hermeneutică a Apocalipsei și ne frică că s-ar putea să cădem într-un șanț. E bine să ne clarificăm propria confuzie înainte de a vorbi despre confuzia Babilonului. Pentru că mă tem că suntem în Babilon din toate punctele de vedere. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!